Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Ia priviți la asta! Ce părere aveți? Mașina anului 2021 în România, Dacia Logan! Felicitările mele, Dacia! Eu zic că merită Logan acest premiu, este mai mult decât meritat, arată absolut superb, este o mașină extraordinară pentru banii ăștia, este foarte potrivită, zic eu, pentru publicul cumpărător în România și nu numai, merită și, bineînțeles, este încă o dată un trendsetter în segmentul Smart Buy. Și ca să servăm acest eveniment, m-am gândit să configurăm noul Logan, pentru că a apărut configuratorul pentru acest model pe pagina oficială Dacia România. Așa că haideți să vedem ce putem face. Ok, și avem aici Loganul nou în toate cele trei variante de echipare, acces esențial și confort. Accesul pornind de la un preț cu TVA inclus de 8.400 de euro. Este cu 200 de euro mai ieftin decât un Sandero exact la același nivel de echipare. Nu știu de ce. Să fie poate diferența de preț din simplu fapt că nu mai e nevoie să-i pună amortizoarele alea pentru Hyon și toate chestiile de alea, nu știu. Dar evident este mai ieftin cu 200 de euro. Haideți să vedem în primul rând prima variantă de echipare ce are de oferit. În mare parte variantele de echipare sunt aceleași cu cele ce le-am văzut deja pe Sandero ieri. Deci avem un motor SCE aspirat de 65 de cai putere, singura motorizare cu care vine la pachet nivelul de bază de echipare și cam așa arată, da, are bare de protecție negre ce arată ca și la Sandero, absolut hilar cu aceste bare, zici că are izmenele trase până în gât. Și după asta se vede încă o dată că mai mult ca sigur cei de la Dacia nu au considerat-o prioritate neapărat modelul de entry în gamă. Probabil nici măcar cei ce se ocupă de taxi nu își vor comanda nivelul ăsta chiar chel. Deci aici vorbim de un model configurat special ca să obții prețul de listă minim absolut de 8.400 de euro cu TVA inclus. Dacă este să ne luăm după vânzările generației anterioare, nici nu știu cât procentual vorbind au reprezentat vânzările acestui model de bază, dar nu foarte mult, dat fiindcă în toți anii ăștia de activitate pe piața Loganului și a Sandero-ului 2, eu personal nu am văzut decât, dacă am văzut, două sau trei modele pe stradă cu un nivel de echipare de bază și sunt foarte ușor de recunoscut pentru că toate sunt vopsite numai în culoare nemetalizată, observați că și în acest caz avem o singură variantă de culoare disponibilă, acest alb mat, blanc glacier, și bineînțeles contrastează în mod hilar cu faptul că barele sunt din plastic negru, mai ales la generația asta, pentru că barele au fost foarte, foarte, foarte mult urcate pe aripi. Din motive de siguranță și de economie în caz de impact ușor, dacă ai o tamponare sau ceva de genul ăsta, evident că dat fiindcă aripile sunt urcate atât de mult pe, pardon, barele de protecție sunt urcate atât de mult pe aripi, evident că ai șanse mult mai mari să nu afecteze o tamponare ușoară și aripa, să fie vorba de costuri suplimentare destul de mari de tinichigerie, pur și simplu scrapă bara de protecție, fiind de plastic o schimbi imediat și asta este, te costă mult mai puțin. Dar evident asta nu este în avantajul modelului când vine vorba de estetică, dacă barele nu sunt vopsite în același ton cu culoarea caroseriei. Și asta cuplat cu faptul că nici măcar opțional nu este disponibil aerul condiționat pe nivelul ăsta de echipare și că nu vine la pachet decât cu cel mai puturos motor de 65 de cai putere, ce eu îl consider a fi mult sub necesitățile dinamice ale acestor modele. Evident că acest model este cel de sacrificiu, cel de poster pentru a obține acest preț incredibil de mic pentru o mașină nouă în acest segment în momentul de față. Deci avem un preț de doar 8.400 de euro cu TVA inclus pentru mașina asta, pentru modelul ăsta, așa cum îl vedeți. Dar eu nu-mi fac iluzii că mulți îl vor cumpăra. Ba chiar eu, dacă este să mă bazez pe ce am observat cu generația anterioară, cred că cei mai mulți clienți, cel puțin în primă fază a disponibilității acestor modele pe piață, se vor duce spre nivelul de echipare confort, inclusiv
în urma feedback-ului ce mi-a fost oferit pentru celelalte videouri în care am discutat aceste mașini, majoritatea oamenilor erau interesați de nivele superioare de echipare ce au de oferit. Bun, jantele sunt din acestea de design Arges de 15 inci, sunt jante cu capac mini, deci observați că este o jantă de tablă, dar este vopsită în culoarea aceasta deschisă. Mie îmi place cum arată, în continuare zic chestia asta, îmi plac foarte mult designul acestor jante, aproape că aș dori să avem puse la dispoziție genul ăsta de jantă și pe nivele superioare de echipare. Și cam asta este. Iar la interior, ca și în cazul Sandero-ului, la același nivel de echipare, avem un interior, hai să-l numim spartan, în adevăratul sens al cuvântului spartan, adică numai strictul necesar. În afară de faptul că avem geamuri electrice în față, cu comandă electrică desigur, la interior nu avem absolut nimic mai mult decât strictul necesar și tot ce ține de siguranță. Deci toate dotările care pot fi considerate de siguranță, începând cu airbag-urile și cu sistemele de asistență activă, GNSP, ABS, toate chestiile astea sunt prezente din standard, bineînțeles, inclusiv farurile cu fază scurtă și lumini de zi LED și, bineînțeles, avem pentru ele și comandă automată din standard, atenție, pentru că în ziua de astăzi comanda automată a farurilor nu mai este considerat un moft, ci începe să fie considerat un element de siguranță. Așa că, logic, l-au pus din standard. În altă ordine de idei, deși avem acest suport de telefon încă de la acest nivel de echipare și portul USB, mașina nu vine echipată cu sistem media, deci nu are difuzoare și nu are, observați, nici satelit de comandă aici pe volan. Deci, pur și simplu, în cazul acesta, acest suport este destinat doar telefonului mobil și portul USB nu conectează telefonul mobil la sistemul media al mașinii, care nu există, ci pur și simplu îți permite să-ți încarci telefonul. Din punct de vedere ergonomic, este o soluție absolut superbă și, desigur, asta e cu duș întors, pentru că în cazul de față, în cel mai bun caz, poți spera că îți poți pune muzică pe telefon și îți ții telefonul în port și dacă are difuzor suficient de mare, evident, îl vei auzi, mă rog, și bineînțeles, adevărata utilitate va fi că poți folosi ca navigație telefonul și că poți face apeluri hands-free, bineînțeles, în timp ce conduci, nu este încurajat, ba din punct de vedere legal, este chiar interzis să porți căști, chiar și wireless, dacă ar fi ele. Deci, da. Asta este ideea de bază. Avem butonul SOS prezent de sigur, plafonieră centrală față, oglinzi reglabile manual din interior și, desigur, chiar dacă nu apare pe configurator, dacă e să fie ca la Sandero, vom vedea imediat echipamentele standard, ar trebui să aibă cum se cheamă, sistem de închidere centralizată. De fapt, nu ar trebui să aibă, pardon, sistem de închidere centralizat, ar trebui să fie închiderea cu țâșbâști de la manetuță de aia, da? S-ar putea Logan să aibă în standard închidere centralizată, dar nu știu, nu cred, să vedem. Oricum, cert este că aerul condiționat nu este oferit nici măcar ca opțiune pentru varianta standard. Avem totuși limitator de viteză, deși nu avem cruise control în standard și avem aici comenzile pentru limitatorul de viteză și inclusiv ceasurile de bord și cu calculatorul de bord. Dacă nu mă înșel, ăsta este display-ul mai mare al calculatorului de bord. Cred, nu știu sigur, dar cred că varianta standard are calculator de bord, are un display mai rudimentar. Nu știu sigur. Așa că va trebui să vedem. Oricum, vom consulta imediat și lista de opționale și vom vedea. Ce doresc să vă arăt în schimb este chestia asta. Cred că am descoperit de ce Logan nu va dispune de trapă, nici măcar ca opțional spre deosebire de Sandero. Pentru că, evident, are gălușca asta aici în mijlocul plafonului în spate, ce este în mod clar destinată ca suport pentru o plafonieră spate. Și nu o are. Nu are nici măcar pe nivelul de echipare confort. S-ar putea să fie pusă la dispoziția altor piețe, nu știu sigur chestia asta, dar s-ar putea ca mulți proprietari să opteze să-și monteze ei înșiși aftermarket o plafonieră, dat fiindcă
locul există, nu știu sigur. Și asta, evident, este tapiseria standard, destul de ok, zic eu, cu 3 tetiere, desigur, și 3 centuri cuprindere în 3 puncte. Deci, tot ce înseamnă siguranță activă sau pasivă este prezent încă de pe acest nivel de echipare. Și interiorul, bineînțeles, în varianta standard, ca să reduci cât se poate de mult costurile, trebuie să faci aceste sacrificii. Absolut nimic nu este, nu are decorațiuni cromate sau inserții de material textil sau nimic din chestiile astea, nu le are, da? Deci asta este. Dar consola centrală inferioară este full, deci avem deja suport dublu de pahare, spațiu deschis de depozitare și avem și acest decupaj unde pe nivelul confort va fi aici o priză suplimentară de 12V pentru pasagerii spate. În cazul de față nu avem această priză. Așa, și în mod evident nu avem niciun fel de opțional pentru nivelul de bază de echipare, dar putem aici parcurge rapid lista de echipamente standard. Deci va avea geamuri electrice față, airbag-uri și tot ce ține de siguranță vor fi prezente. Bineînțeles, va avea limitator de viteză, cum am zis. Și va avea închidere centralizată. Deci am stabilit chestia asta. Există anumite diferențe totuși față de Sandero. Sandero, în nivelul de bază de echipare, nu are închidere centralizată. Deci Logan va avea închidere centralizată la un preț mai mic, chiar cu 200 de euro. De asemenea, Logan, cum vom vedea imediat, va avea în standard și aer condiționat în următorul nivel de echipare, spre deosebire de Sandero, ce îl are ca opțional. Scaune fără reglaj pe înălțime, geamuri manuale spate, apelul de urgență 112 desigur, sisteme de monitorizare presiune în pneuri, cheie fixă cu 3 butoane pentru încuiere, descuiere și portbagaj, faruri cu aprindere automată, comandă încălzire și recirculare aer, volan reglabil doar pe înălțime, confort dacă nu mă înșel are și pe adâncime și pe înălțime, și carcase de oglinzi negre, bare negre și faruri ecoled cu fază scurtă LED și fază lungă halogen și lumini de zi LED cu semnătură Y. Cam așa arată, vedem încă o dată, deci mânere de uși negre, carcase de oglinzi negre și bare negre. Ăsta este nivelul absolut basic pentru Logan, nivelul ce, în opinia mea, nu se va vinde în realitate. Este creat doar pentru a justifica, nu pentru a justifica, pentru a putea reuși să ajungă la un preț atât de mic. Este nivelul de 4 roți și un volan. Da? Dar este totuși de admirat faptul că au băgat în standard absolut tot ce înseamnă dotări de siguranță. Posibil ca cineva să-și dorească modelul ăsta pentru o mașină de flotă, dar Miramaș să opteze pentru ăsta și nu pentru următorul. Și că tot vorbim de următorul, haideți să vedem și următorul nivel de echipare la 9800 de euro preț de început. Se numește Esențial și vine la și are la dispoziție 3 variante de motorizare. În continuare SCE-ul de 65 de cai putere, mai avem TCE-ul 90 în variantă de transmisie manuală și EcoG-ul 100, motorul de 100 de cai putere echipat cu GPL. Haideți să selectăm EcoG-ul 100 și avem aici și întreaga gamă de culori, deci inclusiv culorile metalizate. Iar asta ce e? Încă o culoare? Avem și o culoare fictivă. Perfect. Dacă doriți să vă folosiți imaginația pentru a vă vopsi mașina, uitați-vă aici. Asta este culoarea fictivă. Vă place? Bravo, bun. Ok, alb am văzut. Hai să vedem cum arată și pe albastru. Destul de bine, o prinde bine, albastru, trebuie să recunosc. Îmi place foarte mult linia laterală a Loganului cu aproape că ai spune că are haion. De fapt, genul acesta de linie ar fi putut suporta, zic eu, fără probleme un haion, dar probabil ar fi costat prea mult, așa că au decis să pună totuși cu capac de portbagaj normal. Bun, mai departe avem Gri Moonstone, ce cred că asta este culoarea, nu am fost foarte convins asupra nuanței prezentate la configuratorul Sandero-ului, dar de data asta cred că au prezentat-o corect și asta este, e un fel de, nici nu știu ce să zic, un fel de alb murdar, așa aș
Așa aș cataloga eu dacă ar fi să... Un gri alburiu, așa, nu știu cum. Nu pot spune că e o culoare după care să mă dau un vânt, dar e ok, să zicem. Și bineînțeles, după aia vine gri Highland, culoare aproape identică și care, dacă nu mă înșel, a înlocuit gri platinul. Și este practic argintiul gamei. Culoarea asta eu o ador, eu consider că nu există, sau cel puțin n-am văzut eu vreun vehicul, indiferent de ce categorie al ei, să fie vopsit astfel să nu arate bine. Și bineînțeles, această culoare este foarte, foarte potrivită și în cazul Loganului. Atâta doar că dacă optezi pentru astfel de culoare și să zicem că ai senzor de parcare în bara spate, aceștia fiind vopsiți negru, deci nu sunt în culoarea caroseriei, arată cam urât. Dar în rest, culoarea este absolut superbă și prinde bine aliura asta a Loganului. E o aliură elegantă, dinamică, fluidă și o prinde foarte bine. O prinde foarte bine, trebuie să recunosc. Următoarea pe listă, haideți să luăm Brun Visionul. E o culoare deja existentă în gama Dacia. Haideți să vedem cum arată și pe noul Logan. De fapt, culoarea asta este disponibilă și în gama Renault, cel puțin pe Megane. Nu știu ce să zic. Posibil, e o culoare reușită, trebuie să recunosc, dar nu știu, eu personal parcă nu prea mă împac eu cu culoarea asta totuși, cu nuanța asta. Să-mi spuneți și voi părerile voastre în comentarii, nu știu sigur dacă e o culoare pe care mi-aș alege-o sau nu. Poate că da, poate că nu, probabil că nu. Vă zic imediat care e culoarea mea favorită. Vedem și pe negru, pe noir nacră. Foarte bine arată pe negru, din simplu fapt că această caroserie are o alură extraordinar de elegantă, de fluidă, de dinamică și o accentuează, o subțiază, dacă vreți, negru. Este o mașină ce arată foarte bine pe negru, după cum observați. Da? Și să vă arăt și culoarea mea favorită. Asta este gri comet. E aproape negru, nu chiar negru. Știu că am criticat culoarea asta ieri pentru Sandero, pentru că Sandero mi se pare o mașină mult mai tinerească, mai dinamică, mai sportivă și eu zic că o dezavantajează să o îmbraci în culori, în nuanțele acestea de gri. Dar pentru Logan, culorile astea sobre îi se potrivesc perfect și dintre toate culorile sobre, mie cel mai mult îmi place, dacă ar fi să-mi iau Logan, mi-aș alege un gri comet pentru că este o culoare, nu e chiar negru să estompeze atât de mult formele, dar nu este nicio culoare deschisă să-ți atragă atenția asupra micilor imperfecțiuni de design, cum ar fi faptul că are senzor de parcare de culoare neagră, culoarea asta estompează destul de mult și păstrează linia dinamică a mașinii cu aceste reflexii mai deschise. Și cred eu că este destul de suferitoare și la praf și mizerie și chestii de genul ăsta, unde negru nu prea e. Așa că dacă ar fi să-mi aleg o culoare pentru Logan, probabil asta ar fi. Uitați-vă și voi ce frumoasă e. E superbă, absolut superbă mașina. Dacă aș putea să-i pun pe ea și jantele de aliaj de pe Sandero Stepway, cred că ar arăta magnific. Posibil pe culoarea asta să arate foarte bine și cu niște jante negre. Foarte, foarte reușită. Așa că păstrăm culoarea asta. Ca jante, pentru nivelul ăsta de echipare nu avem decât jante de oțel de 15 inci cu capac complet Elma. Observați aici, da? Și ceea ce este relativ ok. Și ca echipamente opționale nu avem decât media display-ul ce îți dă un radio și ecran tactil de 8 inci cu conectivitate smartphone, deci replicare smartphone cu 4 difuzoare și Bluetooth. Mai întâi haideți să vedem un pic cum arată interiorul în această variantă de echipare fără acel opțional. Deci observați că în standard pe nivelul intermediar primiți media control, scrie și aici mic media control. Deci în acest moment, chiar dacă la o privire sumară are același suport de telefon ca și nivelul anterior de echipare, în cazul acestui nivel de echipare, primiți în standard două difuzoare și aveți un sistem media full, dar hai să-l numim așa, camuflat.
În esență, asta este o strategie pentru a reduce costurile excelentă din partea celor de la Dacia. În loc să îți ofere ca nivel media de, ca echipament media intermediar un panou din acela full cu butoane, cu nu știu ce, de radio și de nu, cum era pe generația anterioară și cum vedem la multe alte modele, au decis să renunțe la acea chestie și practic să îți ofere o aplicație de mobil. Și punându-ți mobilul în suportul ăsta, îți poți conecta mobilul la sistemul media al mașinii și mobilul tău, în esență, poate acționa exact ca un media nav pentru a controla atât navigația, cât și diferitele funcții ale sistemului media și ale mașinii. Da? Este o soluție excelentă, atât din punct de vedere al ingeniozității, cât și al ergonomiei și a costurilor. Este o soluție pe care eu personal n-am mai văzut-o aplicată la niciun alt model. Poate că or mai fi și alți producători sau chiar Renault care a pus soluția asta pe alte modele. Am auzit că parcă pe Clio ar fi fost înainte pusă. Nu știu, nu Clio, pardon, Twingo, mă scuzați. Twingo. Nu știu sigur, trebuie să verific, dar această soluție mi se pare, pe cât de ergonomică și de ingenioasă, atât de economică. Au redus costurile foarte mult adoptând această soluție. Și dacă, știu că m-a întrebat cineva mai de mult, dacă nu vreți să vă puneți telefonul aici în bord de fiecare dată când circulați cu mașina, puteți asculta radio sau streaming prin Bluetooth sau chiar și puteți pune aici în portul ăsta USB un stick cu muzica voastră preferată și puteți controla playerul și puteți face chiar și apeluri telefonice folosind sistemul mașinii, controlându-l doar prin afișajul acesta central dintre ceasurile de bord, ce este monocrom, dar este un afișaj de mari dimensiuni și este deosebit de lizibil. Și observați că avem deja atât satelitul pentru volum, pentru sistemul media prezent de data asta și aici, pe brațul drept al volanului, avem și comenzile pentru calculatorul de bord și pentru voice control și pentru tot ce înseamnă chestia asta, să faci apeluri, toate bunătățile astea ce țin de un sistem media complet. Da? Inclusiv avem aici prezent și microfonul. Acesta este microfonul, pentru că vei putea face, dacă ai acest nivel de echipare, apeluri și vei putea vorbi folosind sistemul hands-free al mașinii. Nu trebuie să-ți folosești telefonul. În altă ordine de idei, interiorul, luat grosomodo, este destul de similar ca ambianță cu ce vedem și la nivelul anterior de echipare. Cu mici excepții, au apărut, observați, aceste decorațiuni cromate în jurul aeratoarelor, ce îi schimbă un pic mai mult locul interiorului, da? Și avem în standard pe acest nivel de echipare, doar pentru Logan, nu e cazul și Sandero-ului, aer condiționat. Observați, apare și pe configurator, a apărut acest nou buton aici, la climatizare, ăsta este butonul de aer condiționat. În cazul Sandero-ului, nu avem în standard pe nivelul intermediar de echipare aer condiționat. Trebuie să optezi pentru el. Deci e un alt element destul de interesant, o altă decizie a celor de la Dacia de a configura ușor diferit aceste nivele de echipare în funcție de modelul pe care ți-l alegi. Și țin să mai remarc o dată un lucru foarte interesant. În cazul noii generații avem comandă electronică pe buton pentru recirculare. Avem aici unul din aceste două butoane. Nu mai există levier din acela cum era pe vechile modele pentru a comuta recircularea. Și avem tot două geamuri față, doar geamurile față cu reglaj electric, dar bineînțeles de data asta geamul șoferului are funcție cu impuls. Și cam asta este tapiseria, este diferită, toate cele trei modele au variante de echipare, pardon, vreau să zic, au tapiserii diferite. Observați că aceasta are acest contur superior deschis la culoare. Este o tapiserie decentă, e de calitate bună, pare să fie, nu văd care este problema, e foarte, foarte ok din punctul meu de vedere. Scuze. Dacă ați auzit un bâzâit, acela era al vibrației telefonului. Și bineînțeles avem și butonul de SOS și cam asta este tot în materie de echipamente
interioare pentru nivelul acesta de echipare. Haideți acum să-i punem și media display-ul să vedem cam cum schimbă lucul interior. Deja altfel e, nu? Cu acest media display. Deci diferența dintre media display și nivelul superior de infotainment denumit media nav este în soft. Deci, ok, nu numai în soft, probabil mai are și o antenă Wi-Fi sau ceva de genul ăsta, dar din punct de vedere vizual, perceptibil, sunt identice. Deci au același display, aceleași comenzi, același meniu, doar că MediaNav-ul are și sistem de navigație, cum îi spune și numele, și în plus față de acest sistem are conectivitate Android Auto și Apple CarPlay wireless. În cazul acestui sistem, pentru a reduce costurile, nu are navigație, dar are Android Auto și Apple CarPlay suport doar prin conectare prin cablu USB. Dar vă veți putea folosi aplicațiile de navigație de pe telefon pentru a le rula pe acest ecran, ceea ce zic eu că este mai mult decât suficient. Oricum, Waze este departe, în opinia mea, și nu numai, cea mai bună aplicație de cel mai bun navigator al momentului. Deci, probabil, chiar și pentru cei ce vor dori să-și ia nivelul full media nav, probabil, dar mai ales datorită faptului că acela are integrare wireless pentru telefon, vor putea să stea liniștiți pe Waze, da? Cam asta este problema. Și desigur, scuze, am uitat să menționez la nivelul anterior de echipare, avem aici comenzile autovehiculului, deci lămpițelul pentru închidere centralizată, comanda avariilor, martorii luminoși pentru airbag-uri, activare sau dezactivare sistem start-stop și, bineînțeles, modul eco dacă doriți să-l comutați. De reținut că motorul de 65 de cai nu are mod eco, din motive evidente, zic eu, și vom avea și oglinzi reglabile manual din interior. Putem vedea aici rapid toate dotările. În mare parte sunt cam ce am recapitulat deja, nu. Are și proiectoare de ceață, dacă nu mă înșel, Sandero pe nivelul ăsta de echipare nu le are în standard, le are tot opțional. Deci are ceva mai multe echipamente în standard pe nivelul intermediar, da? Spre deosebire de Sandero. Asta este o trăsătură clar superioară a Loganului. Bun, și acum să vedem și nivelul superior de echipare denumit confort. Observați că în cazul acestui nivel de echipare avem la dispoziție și motorul TCE90 cu cutia de viteze automată cu variație continuă CVT. Deci vom alege această cutie de viteze și voi rămâne tot pe culoarea asta. Observați că deja avem mânerele ușilor și oglinzile exterioare vopsite în culoarea caroseriei. Arată super omogenizat look-ul caroseriei și este cu atât mai elegant, nu? Ca și jante, avem jantele standard de 15 inci de design Soran, ce sunt de tip flex wheel, deci sunt jante de tablă, dar au o formă mai deosebită și niște capace speciale ce încearcă ca look să creeze iluzia unor jante de aluminiu și eu zic că reușesc lucrul acesta, cei de la Dacia să facă foarte reușit acest lucru, deci sunt un succes jantele astea, zic eu. Dacă le privești fugar, eu zic că te pot păcăli foarte ușor, că sunt chiar de aliaj. Pentru 200 de euro în plus avem jante tot de tip flex wheel, dar de 16 inch, design Saria. Foarte bine arată, aproape că mi se pare că arată mai bine decât jantele de aliaj full. Ce le avem pentru doar 50 de euro în plus față de jantele Saria, deci pentru 250 de euro, jante de aliaj reale, numite Amaris, tot de 16 inci, ce arată foarte elegant și acestea. Bun. Ca accesorii pentru nivelul ăsta de echipare, le vom parcurge imediat. Haideți mai întâi să vedem cam cum arată la interior, așa, standard, fără opționale incluse. Deci, în momentul ăsta, în afară de jante și de vopsea, tot ce vedeți aici primiți în standard dacă comandați confort. Da?
Deci, primul lucru pe care probabil îl observați este faptul că a apărut această carcasă în spatele oglinzii retrovizoare. Asta ce înseamnă? Înseamnă, desigur, că modelul Comfort are și senzor de ploaie, în afară de cel de lumină. Are, desigur, în standard și sistemul intermediar de infotainment, pe care tocmai l-am văzut ca opțional la nivelul anterior. Da? Inclusiv acest suport de telefon integrat, absolut genial. Este detașabil în caz că vă întrebați, dacă nu vă place, îl puteți scoate de aici. Dar l-am lăudat în repetate rânduri, este o idee genială a celor de la Dacia. Sunt, din câte știu eu, primii de pe piață care oferă această soluție utilă și ergonomică pentru a-ți ține telefonul mobil. Inclusiv că ți-a oferit imediat în vecinătatea suportului și portul USB pentru a-l încărca și pentru a-l conecta la sistemul mașinii. Absolut superbă soluție. Am zis-o în repetate rânduri, o mai zic o dată în caz că v-a scăpat, este o soluție demnă de calificativul Simply Clever, atât de folosit de cei de la Skoda. Bun, în altă ordine de idei, deja s-au mai schimbat lucrurile ca ambianță interioară la bord, după cum observați. Avem, bineînțeles, mânere interioare cromate, avem, desigur, și inserții din material textil, atât pe panourile ușilor, de fapt, mai mult pe mânerele ușilor față, cât și pe planșa bordului. Avem de asemenea și niște decorațiuni mult mai fandosite pentru aeratoare și, bineînțeles, atât volanul cât și maneta schimbătorului de viteze au niște decorațiuni cromate noi pentru a crea un look, pentru a-i accentua look-ul. Oricum, un interior foarte, foarte reușit, de-abia începând cu confort, fără să-i mai punem și opționalele. Eu zic că începe să-i potențeze look-ul cu adevărat cum îl merită, adică începe să arate altfel. Presupun că puteți fi de acord cu mine când zic că deja începe să arate interiorul ăsta să-și etaleze adevărata valoare, da? Și bineînțeles avem o nouă tapiserie specială nivelului de echipare confort, ce are niște cusături foarte, foarte frumoase și sincer seamănă foarte mult cu ce vedem pe Renault Clio și pe Megane, presupun. Deci, da, foarte, foarte, foarte bine arată. Păcat de faptul că nici măcar pe confort nu au pus această plafonieră aici. Foarte mult îmi displace acest lucru că avem loc pentru plafonieră. Sunt 90% sigur că ăsta este motivul pentru care Logan nu va veni ca opțiune cu trapă, dat fiindcă Sandero nu are acest suport de plafonier aici și probabil de asta îi pot adăuga trapa. Na? Exact cum am presupus eu inițial, probabil este o chestie de proiectare a habitatului. Na? Bun, și haideți să vedem acum. Să-i adăugăm tot ce putem pe el pune și să vedem cam cum, la cât se duce. Deci, un confort. Bine, avem jantele de aliaj, dar un confort. De fapt, stați puțin să-i dau jos jantele de aliaj. Așa, și îi dăm. Hai, îi lăsăm culoarea, totuși că majoritatea oamenilor vor culoare metalizată. Deci, un confort cu CVT, fără niciun fel de opțional pe el pus, cu tot ce am văzut că are până acum, vă va costa 13.290 de euro cu TVA inclus. Eu zic că este un preț excelent, țineți cont că este vorba de o mașină mică cu transmisie automată cu variație continuă. Deci numai aia costă 1000 și ceva, probabil 1500 de euro sau ceva de genul ăsta. Deci eu zic că este un preț excelent unde nu mai pui faptul că în afară de, mă rog, să-i pun la loc jantele astea, 13.540 și cu jantele astea, în afară de chestiile astea, are în standard, fără să dai niciun fel de ban în plus, toate aceste chestii. Deci ai în esență un sistem foarte, foarte ok, color, cu touchscreen, cu ce vreți voi de 8 inci, de infotainment. Ai aer condiționat desigur, ai faruri și ștergătoare cu control automat, ai cruise control desigur și bineînțeles și limitator de viteză.
Practic, ai cam tot ce îți trebuie, ce ai putea să-ți dorești de la o mașină modernă în materie de confort, ergonomie, desigur, pentru că în continuare eu susțin că bordul ăsta, așa simplu, cu ghilimelele de rigoare, cum îl vedeți voi, este un bord extraordinar de bine realizat din punct de vedere ergonomic. Puține comenzi, plasate foarte, foarte accesibil, deci doar pe volan și aici în imediata vecinătatea schimbătorului de viteză, cu acest display central plasat sus ca să-l ai în interiorul câmpului vizual când conduci, să nu-ți distragă atenția, să-l cauți pe subbord. Foarte reușit, foarte reușită mașina. În banii ăștia eu zic că îți oferă și arată și bine. Trebuie să recunoașteți că arată interiorul ăsta și bine. Da, are plastice tari, au trebuit să țină la preț cumva, dar sunt plastice de bună calitate, nu sunt niște plastice proaste de care să-ți fie rușine cu ele, că nu știu ce, da? Nu sunt ele soft touch cu imitații de piele, cu nu știu ce, dar nici nu-i trebuie pe de altă parte. Depinde de pretențiile fiecăruia, dar în banii ăștia, la tot ce-ți oferă mașina asta, eu zic că nu poți critica acest preț. Inclusiv faptul că arată foarte, foarte bine. Da, în continuare, chiar și cu jantele astea mai voluminoase, are niște găuri aici, niște goluri cam mari între roți și pasajul roții, dar asta este. Până la urmă, Logan întotdeauna a fost gândită ca o mașină destinată drumurilor, să le spunem, mai neamenajate și ca să atace genul acesta de challenge-uri, îi trebuie asemenea gardă la sol. Dar lăsăm la o parte acest aspect. Uitați-vă și voi cât de frumos și elegant arată mașina asta. Deci nu-ți poți dori nimic mai mult de atât, zic eu. Dar, în caz că vrei mai mult de atât, poți pune cele câteva pachete pe ea și să vedem la cât se duce și cam ce îți oferă. Deci, în plus, față de tot ce am văzut până acum, vom avea și la posibilitatea de a opta și pentru doar 100 de euro în plus pentru media nav. V-am explicat deja ce este Medianavul, este vorba de exact același sistem de infotainment, doar că are navigație pus pe el, are 6 difuzoare în loc de cel standard ce are 4 și are de asemenea și conectare wireless pentru Android Auto și Apple CarPlay prin Wi-Fi, chiar dacă nu scrie aici. Deci îl luăm pentru că este revoluționar, nu foarte multe mașini, chiar și în segmente cu mult mai mari pretenții, oferă conectivitate wireless pentru acest sistem, cum oferă Dacia Sandero și Logan în acest moment. Bun, mai avem și mult râvnitul pachet confort, ce puteți spune că este scump și într-adevăr nu este ieftin pentru 450 de euro în plus, dar eu zic că își face banii, deci numai chestiile astea are frână de parcare asistată electric și are card mâini libere, deci vei putea avea acces în mașină și vei putea porni motorul din buton fără să scoți cardul din buzunar. Doar sistemele astea două și mai mult decât compensează prețul ăsta. Plus că vei avea și consolă înălțată cu contieră centrală cu spațiu de depozitare și exact și spațiu de depozitare. În standard ai cotieră de tipul acela braț prins pe spătarul scaunului șoferului. Bușon rezervor fără cheie, desigur, pentru că folosești cardul mâini libere și scaun șofer reglabil pe înălțime și cu tabletă orientată spre scaunele din spate. Deci chestia asta ți-o oferă în pachetul confort. Deci haideți să luăm și pe ăsta. Avem pachetele Parking 1 și Parking 2. Parking 1 îți oferă senzor față și spate și cameră video marș arier. Parking 2 îți oferă în plus și cameră, și senzor pentru unghiul mort. Ăsta e 350 de euro, ăsta e cu 50 de euro mai scump. Haideți să luăm și pe ăsta. Eu zic că pachetul ăsta e bun mai ales pentru Logan, pentru că are un spate destul de voluminos, să nu pocnești. Mai punem și volan îmbrăcat în piele pentru 100 de euro, aer condiționat cu reglaj automat, de ce nu, geamuri electrice spate, vin ca opțiune chiar și pe nivelul superior de echipare și cam atât. Deci mai avem pachetul hărți care implică Medianav, dar dacă îl aleg, nu știu exact ce vrea configuratorul de la mine, că mă pune să șterg Medianavul, nu știu dacă e corect, așa că nu voi alege. În plus, astea sunt echipamentele standard cu care vine confort. Deci avem și kitul de compartimentare portbagaj, care probabil l-ați văzut deja dacă ați urmărit subiectul prin diferite filmări. Iluminare portbagaj, desigur, geamuri electrice față cu impuls în partea șoferului, apel de urgență 112, airbag-uri laterale și cortină, 6 airbag-uri are în total, adică este standardul în segment.
sistem de frânare de urgență automat, deci mașina te avertizează și în caz de nevoie pune singură frână în caz că ai o tamponare iminentă, airbag-uri frontale, 3 centuri de siguranță spate, toate cuprindere în 3 puncte, ESP cu HSA, care este sistem de asistență a pornirii în rampă, proiectoare de ceață, oglinzi retrovizoare reglabile electric și de, cu degivrare, ștergătoare cu senzor de ploaie, aer condiționat cu reglare manuală, mă rog, noi am optat deja pentru automat, volan reglabil pe înălțime și în adâncime, carcase de oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, bare de protecție în culoarea caroseriei, farure cu LED cu fază scurtă LED și fază lungă cu halogen, scaun șofer reglabil pe înălțime cu cotieră integrată și măsuță rabatabilă. Deci, observați că nu înțeleg exact cum vine asta, că tocmai am văzut că măsuța rabatabilă era prezentată ca opțiune ca partea pachetului confort, dar vine și în standard. Asta e o chestie ciudată. Cred că e o eroare pe undeva pe aici. Bun. Trei tetiere pentru locurile spate. Geamuri manuale spate. Am optat deja pentru automate. Banchetă spate rabatabilă o treime, două treimi. În cazul variantelor inferioare de echipare, bancheta spate se rabatează în proporție de 1 la 1. Cruise control, ABS, AFU. Centuri de siguranță fixe pentru locurile din față. Sistem de monitorizare de presiune pneuri, sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate, roată de rezervă de dimensiuni normale doar pentru motorizările ce nu dispun de GPL, computer de bord, lunetă încălzită, închidere centralizată, GSI, adică indicatorul de schimbare optima treptelor, pentru cutii manuale, desigur, semnalizatoare laterale amplasate pe aripi, faruri de zi LED cu semnătură luminoasă în Y, media display l-am prezentat deja, cheie fixă cu 3 butoane, închis, deschis, portbagaj. Bun, bun. Și haideți să vedem și cu toate aceste opționale cât vă costă. Deci în momentul acesta avem configurat un Logan full, cu absolut tot ce vei putea pune pe el, în cea mai scumpă variantă de motorizare, adică TCU 90 cu transmisia automată. Și vă va costa 14.890 de euro cu TVA inclus, preț full de listă. Deci nici măcar 15.000. Aceeași întrebare vă pun, care v-am pus-o și la Sandero. E de bine? E de rău prețul ăsta? E scump? Nu este un preț mic pentru o Dacia, dar eu zic că în continuare rămâne imbatabil în raportul preț-ofertă. Deci, tocmai am parcurs dotările standard și opțiunile, tot ce înseamnă, tot ce are modelul ăsta în banii ăștia pus pe el. Nu veți putea face niciun fel de configurație a concurenței unde să puneți pe vreo mașină ce am pus în momentul ăsta pe acest Logan și să obțineți prețul ăsta. Asta vă garantez. Ba chiar foarte mulți dintre concurenții direcți de-abia la nivel de bază pornesc de la un preț comparabil cu prețul acestui Logan în varianta asta, în varianta full. Deci, în continuare, și uitați-vă și voi cât de frumos arată și la exterior și la interior, cât de simplu, elegant, dinamic și frumos și ergonomic este. Și bineînțeles avem această cotieră plină aici cu spațiu de depozitare și comanda pentru frâna electrică. Na? Și în cazul în care optați pentru media nav, în afară de cele 6 difuzoare, vă mai pune la dispoziție și un al doilea port USB aici sub sistemul de climatizare automat, pentru a vă încărca telefonul mobil, dacă pasagerul, de exemplu, și bineînțeles avem aici și butonul pentru pornirea motorului, dat fiindcă în momentul ăsta avem keyless entry și start. Deci vă garantez că nu veți găsi o mașină să arate ca asta și să vă ofere tot ce vă oferă asta la preț nouă, mă refer, din concurență la acest preț. Mă refer la prețul full. Mulți nu oferă nici măcar dacă îi îndoiți prețul de listă full cu diferite alte oferte, rabla, tichete, eco, bonus și alte chestii. Dar rămâne imbatabilă. Deci dacă vă doriți să vă luați un Logan
de firmă, un Logan de flotă. Vă puteți probabil lua modelul intermediar de echipare, eventual cu un GPL pus pe el și sunt sigur că va fi perfect bun pentru nevoile voastre. Dacă vreți să aveți o mașină de familie, o mașină personală, o mașină care să vă, de care să fiți mândri, de ce nu, și care să vă bine dispună și să vă placă să o conduceți cu adevărat, să vă ofere satisfacție fiecare dată când vă urcați la volan, eu zic că nu este un preț incredibil de mare să dați pe un Logan în configurația aceasta. Pentru că vă pune la dispoziție o groază, o groază de jucării cu care să vă petreceți vremea și de care să vă bucurați. Plus că arată cum arată. Arată absolut superb. Din punct de vedere al designului exterior, eu zic că e o reușită mai mare decât în cazul Meganului. Fie și doar și din cauza că are aceste stopuri absolut superbe, care sunt mult mai compacte, nu se continuă ca niște cârnați pe cavacul portbagajului, cum e la Megane, nu prea îmi plac chestiile alea mie. Absolut superbă mașină. Nu cred că puteți să dați rateu dacă vreți să vă axați pe așa ceva. Dar asta este doar părerea mea, ca întotdeauna aștept să vă aud și opiniile voastre în secțiunea de comenturi de mai jos, să-mi lăsați chestiile astea pentru că sunt curios să le știu. Și dacă v-a plăcut ca întotdeauna videoul ăsta, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja canalului pentru a fi la curent cu cele mai recente postări. Până data viitoare, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc să aveți o zi absolut superbă. Încă o dată, bravo Dacia, țineți-o tot așa. Bye bye!